Vă spun bună ziua, mă numesc Vasile Grădinaru, alături de mine este Sergiu Tofelat și Igor Chiriac. Astăzi v-am invitat ca să discutăm despre două probleme ale municipiului Chișinău care își au geneza în deciziile 2/26 și 2/27 din 2 aprilie 2021. Sunt două proiecte de decizii votate de majoritatea PSRM-PPDA în Consiliul Municipal, care vor influența negativ dezvoltarea ulterioară a orașului Chișinău și, în special, decizia 2/26 va influența mai mult centrul istoric, pe când decizia 2/27 va avea impact mai mare negativ asupra sectorului botanic. Dar să le luăm pe rând, eu mă voi referi în special la decizia 2/27 cu privire la PUS Botanica. Colegul Sergiu Tofilat se va referi în special la decizia 2/26 PRLU, iar colegul nostru, avocat Igor Chiriac, ne va prezenta partea juridică, argumentarea juridică, de ce aceste acte sunt ilegale, căror norme contravin și, respectiv, care sunt acțiunile noastre juridice, care sunt planificare pentru viitor. Dacă vorbim în special despre decizia 2/27 din 02/04/21, este vorba despre un proiect decizii deja aprobată, spuneam, de PSRM-PPDA în Consiliul Municipal, prin care urmează să aprobe un plan urbanistic zonal în perimetrul zonelor Burebista, Dacia, Grădina Botanică și Sarmisegetuza. Ce înseamnă acest document? Ce înseamnă în genere PUZ pentru cei care nu sunt din domeniu și nu sunt cunoscători? Acesta este un document de urbanism care reglementează într-un anumit sector, perimetru, care l-am spus mai sus, unde și cât se va construi. Care sunt suprafețele care vor fi acoperite de blocuri rezidențiale? Care spații vor fi acoperite sau vor fi spații verzi? Care vor fi cu altă destinație și așa mai departe? Respectiv, odată aprobat aceste documente despre care vorbim, se dă start unor construcții în aceste zone sau, respectiv, zone verzi. Eu sper că toți chișinăuienii știu și nu este un secret pentru nimeni, cele mai mari și cele mai stringente probleme care sunt în municipiul Chișinău sunt problema transportului public de proastă calitate, sunt ambuteiajele, sunt locurile de parcare și lipsa locurilor în instituții de învățământ. Și de fiecare dată ne-am întrebat de ce se întâmplă acest lucru. Și iată, răspunsul stă exact în această decizie. Pentru că se construiește abuziv, fără nicio normă, cu încălcarea tuturor legilor posibile și imposibile din Republica Moldova, astfel încât înghesuim blocuri peste blocuri, blocuri între blocuri, fără să asigurăm cu cerințele minime care au nevoie acești oameni care locuiesc în aceste blocuri. Și respectiv, ele la rândul lor generează aceste probleme. Lipsa locurilor în grădinițe. Atunci când se construiește blocuri rezidențiale, sunt prevăzute că persoana care construiește sau în zona în care se construiește trebuie să fie asigurat un număr de locuri în instituții de învățământ, în grădiniță și școli. Planul urbanistic zonal care a fost votat prin decizia 2/27 nu asigură aceste necesități. Adică, toți oamenii care locuiesc în preajma perimetrului care le-am spus mai devreme, Burebista, Dacia, Grădina Botanică, Sarmisegetuza, se vor confrunta, odată cumpărând apartamente în această zonă, cu o problemă. Nu vor avea unde duce copiii mai simplu la școli și la grădinițe. Pentru că fie ele sunt la o distanță mai mare prevăzute de lege, fie ele sunt cu predare în altă limbă decât cea pe care o stăpânește acel locuitor, și anume e vorba de limba română, fie că ele sunt supraaglomerate. Eu vă spun ca părinte. Eu locuiesc în acea zonă. Instituția de învățământ la care îmi duc eu copilul are supraîncărcare de 122%. Copiii fac orele în subsol. Cu încălcarea normelor ce ține de iluminat și așa mai departe. Și noi, suplimentar la asta, mai construim circa 20 de blocuri cu până la 20 de nivele. Deci, prin acest document, se vor construi acolo cam aproximativ 20 de blocuri cu 20 de nivele. Mai mult ca atât, le atrag atenția locuitorilor din acea zonă
care circulă zilnic la serviciu și înapoi cu unica sau cu unicul transport de mare capacitate în acea zonă, autobusul 23, care și astăzi deja este supraaglomerat, oamenii se înghesuie efectiv, în special pe perioada asta de pandemie, când trebuie să avem o distanță cât mai mare unul față de altul, iată că este supraîncărcat, dar și mai încărcat va fi atunci când, conform acestui document, urmează să mai apară încă 6.000 de locuitori în acel perimetru. Eu îmi pun întrebarea și mie și celor care au autorizat asemenea documente. Cum îi vom duce pe oamenii ăștia zilnic la lucru și acasă? Cum vor merge ei în alte zone ale orașului și așa mai departe? Iar șoferii care cel puțin odată au circulat pe strada Burebista, o să-i întreb dacă ei își închipuie ce lungime vor avea cozile, ambuteiajele din acea zonă. Pentru că astăzi, acolo deja, sunt ambuteiaje, în special în zona mamei și a copilului. Dar ce va fi după construcția acestor 20 de blocuri cu aproximativ 20 de nivele, eu cred că puțini își închipuie. La fel și cu locurile de parcare. Pentru că în situația în care nu sunt suficiente locuri de parcare, pe lângă problema care are cetățeanul care locuiește acolo, aceste mașini sunt lăsate în stradă, așa cum vedem noi în preajma tuturor blocurilor noi. Și acest lucru mărește și mai mult ambuteiajele, creează și mai multe probleme la trafic. Și toate acestea sunt generate de decizii, precum au fost votate decizia 227 din 2 aprilie 2021. Ce a făcut administrația publică locală pe acest dimensiune? Pentru că în campanie electorală și actualul primar și ceilalți candidați la funcția de primar și consilieri ne povesteau că o să vină să rezolve anume problemele astea despre care eu vă vorbeam, pentru că ele într-adevăr sunt cele mai stringente. Domnul Ion Ceban s-a dus la Brașov, ne-a făcut de acolo un live și ne-a povestit cât e de frumos la Brașov, cât de bine se construiește acolo cu doar 6 nivele, atenție, 6 nivele, în locuri unde deja este infrastructura pregătită. Și vine la noi la Chișinău, la câteva zile, și autorizează un document prin care urmează să fie construite nu cu 6 nivele, dar cu 20 de nivele, nu cu infrastructură, dar fără infrastructură, și 20 de blocuri, unul peste altul. Așa vede el dezvoltarea orașului. Aceeași întrebare le-o pun și consilierilor municipali care au votat acest proiect de decizie. Pentru că socialiștii și platforma DAS au expus pozitiv pe acest proiect de decizie și au dat undă verde acestor construcții ilegale. Eu cred că efectele sunt clare, care vor suferi locuitorii anume din acest perimetru, dar și cei care sunt din preajmă, și respectiv noi ne-am poziționat ca fiind împotriva acestui proiect de decizie. Noi am îndemnat oamenii și în cadrul ședinței CMC să nu voteze acest proiect de decizie. După care am venit cu o solicitare către secretarul Consiliului să nu semneze acest proiect de decizie pentru că este unul ilegal. Dânsul, în virtutea atribuțiilor, a putut să nu o facă, însă el a decis să semneze acest document. Iar acum suntem în situația în care chiar astăzi ne-am propus să depunem o sesizare la Cancelarea, Oficiul Teritorial la Cancelarea de Stat și tot astăzi deja avem elaborată o cerere de chemare în judecată, de fapt două cereri de chemare în judecată, pe proiectul despre care vorbesc și despre care o să vorbească colegul meu, de chemare în judecată a Consiliului Municipal pentru a atrage nulitatea acestor acte care sunt în detrimentul orașului și care sunt ilegale. Eu, dacă fac apel către cetățenii care locuiesc în acea zonă, dacă ei se simt la fel lezați cum mă simt eu și cum simt mulți alți locuitori orașului Chișinău, să ne apeleze la numărul de telefon 022-201-713. O să repet, 022-201-713. Pentru ca fiecare care se consideră lezat în acest drept să vină să poate să participe cu noi împreună la procesul de contestare în instanță de judecat a acestor acte. Fiindcă foarte curând vom merge în instanță în cazul în care Cancelarea de Stat nu va notifica acest document. Dar despre partea juridică o să mă refer mai puțin, pentru că o să referi mai târziu un pic avocatul Igor Chiriac, iar acum o să rog pe Sergiu să se referi la proiectul de decizie cu privire la aprobarea RLU. Mersi. Mulțumesc, Vasile. Bună ziua, stimați prieteni. Știți, nu-i prima dată când noi cu domnul Grădinaru încercăm să oprim anumite decizii votate de majoritatea Consiliului Municipal,
În septembrie noi împreună am depus o cerere în judecată ca să anulăm decizia de aprobare a planului urbanistic zonal CIRC. Hai tu îmbracă masca și eu o să o scot. Așa, să fii mai comod de vorbit. Deci da, noi cu Vasile ne judecăm cu primărie, cu CMC-ul, încercăm să anulăm o decizie care noi considerăm că a fost ilegală. Astăzi, din păcate, va trebui să ne implicăm și pe alte decizii care, la fel, continuă să fie votate cu încălcare legislației. Eu mă aflu aici, în primul rând, în calitate de locuitor a municipiului Chișinău, fost ales local, am fost membru CMC, deci o parte din locuitori mi-au încredințat votul și eu continui să apăr interesele orășenilor în măsura posibilităților cât îmi permite timpul. Și în calitate de membru al unei noi formațiuni politice, deci colegii de mei la fel vor continua să promoveze politici publice în domeniul urbanismului. Probabil majoritatea din voi, cei care locuiți în Chișinău sau cei care vin în vizită la Chișinău, vă confruntați cu aceleași probleme, ca și noi. Ambuteiaje, stai ore în șir sau pierzi mult timp dimineața până ajungi de acasă la lucru sau seara când te duci să iei copiii de la școală, de la grădiniță, când te întorci acasă. Deci vorbim de ambuteiaje, vorbim de lipsa locurilor de parcare, supraaglomerare, lipsa terenurilor de joacă, construcții abuzive, ilegale și așa mai departe. Asta se întâmplă pentru că aici, în Consiliul Municipal, se votează anumite decizii care nu țin cont de interesele orașului, dar țin cont de interese materiale, adică cineva să-și facă plenul, să ia culiocelul și să se simte fericit. Și nu contează ce o să fie cu orașul. Iată că zilele trecute a fost votată o decizie care prevede că regulamentul local de urbanism va fi aplicat pe centrul istoric, sau, dacă să vorbim din punct de vedere legal, nucleul istoric. Asta e perimetrul între Universitatea de Medicină, Magazinul Universal Central sau Univermag, Albișoara și Mateievici. Așa. Deci iată, pe acest teritoriu, până la moment, nu se aplica regulamentul local de urbanism, care prevede delimitarea terenurilor, regulile de ce se poate de construit, unde se poate de construit. Lucrul ăsta a fost, hai să spunem așa, regulamentul local de urbanism, dacă să revenim un pic în trecut și să dăm detalii. În 2008, Consiliul Municipal a aprobat regulamentul local de urbanism pe tot orașul, cu excepția centrului istoric. De ce? A pus acolo două probleme care trebuie rezolvate. Să fie elaborat planul urbanistic zonal pe centru și să fie elaborată schema de transport. Adică noi să știm că dacă construim ceva, oamenii și o să aibă cu ce se deplasa, o să aibă locuri în grădiniți, în școli, da? Lucruri de care, din păcate, nu se ține cont acum. Și atunci, în 2008, CMC a spus că haideți întâi să elaborăm iată, aceste documente, să știm exact că le creăm la oameni condițiile și după aia o să fie aplicat acest RLU pe sectorul centru. Iată că, recent, majoritatea din Consiliul Municipal a zis că da, haideți noi să facem un proiect decizie și aplicăm RLU pe centrul istoric. Întrebarea de ce să face acest lucru? Foarte simplu. Asta le permite lor să depășească o barieră în legislație care spune că nu poți elabora puzuri și să modifici documentația de urbanism dacă la tine nu se aplică RLU pe sectorul dat. Lor le trebuia ca RLU să fie aplicat pe sectorul centru ca să poată elabora puzuri și să înceapă a modifica, a construi unde le tun în cap. Așa să vorbim popular ca să înțeleagă cetățenii. Ce riscuri asta implică pentru noi, pentru locuitorii orașului? Asta ține de problema construcțiilor haotice, abuzive, fără locuri de parcare, fără a ține cont de regimul de înălțime. Asta provoacă o supraaglomerare a zonei, pe urmă cei care locuiesc aici au probleme cu locurile pentru copii, la grădiniță, la școli, n-au ce se deplasa, n-au unde parca mașina, ambuteiaje. Deci asta provoacă o dezvoltare haotică și probleme care noi va trebui să le cu dumneavoastră să suferim din cauza asta. Nu mai zic de gaze de eșapament și poluarea mediului. Nici nu mai spun de asta. Deci prin această decizie care a fost votată,
Asta le permite celor rău intenționați să înceapă a elabora puzuri ca să poată construi unde vor și ce vor. Și mai este altă problemă că organele de supraveghere care ar trebui să sancționeze încălcările, dacă cineva a construit pe o suprafață mai mare sau a ocupat abuziv în teren sau a construit mai multe etaje, organele de supraveghere sunt incapabile să oprească și să sancționeze aceste abuzuri. Deci tu nu-i poți opri, dar le dai voie să construiască ce vor. Un exemplu clasic și foarte recent ține de cinematograful Gaudeamus. Merge procesul de demolare cu intenția era să dorea construcția unui bloc locativ. Iată, exact prin aprobarea unui puz în CMC, s-a făcut posibil acest lucru, pentru că terenul pe care se afla cinematograful avea un cod zonal care spune că, uite, pe terenul dat tu poți construi doar construcții de agrement. Votând un puz, Consiliul Municipal a modificat destinația terenului, a schimbat codul zonal. Și acolo, în loc de cinematograf, poți construiești bloc. Deci, iată, acest lucru, acesta este riscul. Că prin aplicarea RLU pe centru istoric, se face posibilă elaborarea și votarea puzurilor într-o veselie. Pe centru istoric. Mai mult ca atât, acest proiect, această decizie, de fapt, este una ilegală. Din mai multe puncte de vedere. Prima, ea a fost aprobată fără procedură de consultări publice. Deci când tu elaborezi un document de politici publice, niște reguli după care trebuie să se conducă orașul, ele trebuie întâi consultate cu cetățenii. Tabel de sinteză, consultări publice, lucrul ăsta n-a fost făcut. Asta contravine legii privind transparența în procesul decizional. Documentul nu corespunde criteriilor privind documentații de urbanism. Trebuie să fie... Deci asta e prevăzut în legea urbanismului. Acest document nu corespunde criteriilor. El trebuie să aibă cu totul altă formă. Și mai mult ca atât, nu s-au rezolvat problemele care au fost punctate de decizia CMC-ului din 2008. Nu este pus centru și nu este schema de transport. Dar noi aplicăm RLU pe centru istoric. Altă problemă, această decizie contravine legislației privind protejarea monumentelor istorice. Da? Deci noi trebuie să avem zonele de protecție delimitate, să fie planul urbanistic zonal, în detaliu, lucrul ăsta prevăzut de legislație de protejare a monumentelor, iarăși nu ținem cont de lucrul ăsta. S-a creat o majoritate în CMC, ei calcă cu picioarele legislația și votează așa cum le poftește inima. Noi încercăm să-i oprim. De fapt, anul trecut, vara, dacă nu greșesc, a fost o inițiativă din partea societății civile, care are competențe pe dezvoltare urbană, pe urbanism, deci a fost un proiect de decizie privind instituirea unui moratoriu, interdicție temporară pe construcții în zona centrală, până când se eliberează planul urbanistic zonal centru și schema de transport. Deci, haideți întâi să rezolvăm problemele care au fost fixate în 2008 în decizia CMC și după aia decidem ce facem cu dezvoltarea centrului istoric. Și iată, de la faptul că noi am venit cu o poziție constructivă și am spus haideți să ne mișcăm în direcția corectă, asta cumva le-a stricat planurile și interesele la această majoritate în Consiliul Municipal. Da. Da, asta cumva nu corespundea cu interesele lor personale. Da? Ce facem noi mai departe? Deci prima, întâi contestăm la Cancelarea de Stat Oficiul Chișinău, așa e procedura, ei sunt prima etapă de verificare a legalității deciziilor. Dacă acolo nu se găsește suficientă voință, mă rog, să depisteze încălcările, mergem în instanță de judecată. Ce puteți face voi, cetățenii, locuitorii orașului? Prima, cel mai simplu, să urmăriți, să vă informați, să distribuiți mesajele noastre, spuneți comentarii, spuneți că eu vreau să mă implic sau eu am o problemă, ce pot face? Scriți comentarii, colegii vă vor răspunde. Textul cererii de chemare în judecată, cu toate argumentele, referințe legale, noi îl vom publica. Deci puteți citi acest document ca cel puțin să intrați în esență, să dea, dar poate tot filat cu grăbinarul nu au dreptate. Dar poate ei au dreptate și vreți și dumneavoastră să vă implicați.
Alt lucru ce puteți face. Vorbiți, vă rog, cu vecinii, prietenii, colegii din zonă, faceți cereri cu mai multe semnături și adresați-le primarului, Partidului Socialiștilor, fracțiune din CMC, Platforma DA, cine a mai votat acolo. Deci noi o să publicăm lista. Scrisele cerețele lor în scris, ca ei să oprească, să nu mai voteze asemenea decizii. Și păstrați aceste cereri, pentru că nu va trece mult timp și tot ăștia vor veni la voi să vă ceară voturile. Și atunci arătați, om bun, noi am cerut să încetați să încălcați legea și să vă gândiți la dezvoltarea armonioasă a orașului. Voi n-ați făcut nimic, pentru ce să vă mai votăm? Deci asta ce puteți face. Vă mulțumesc. Da, Igor, te rog să te referi la strict normele juridice care au fost încălcate la aprobarea acestor două decizii. Bună ziua! Deciziile Consiliului Municipal Chișinău din data de 2 aprilie 2021, cu numărul 26 și 27, cu privire la aprobarea planului urbanistic zonal pentru terenul cuprins în perimetrul străzilor Burebista, Țara Mesegetuza, Grădina Botanică și proiectul de decizii cu privire la securizarea și dezvoltarea zonei centru nucleu istoric a orașului Chișinău, au fost votate cu încălcarea procedurilor. În speță au fost încălcate prevederile punctului 44 din regulamentul cadru privind constituirea și funcționarea Consiliului Local și Regional aprobat prin legea numărul 457 din 14.11.2003. Au fost încălcate prevederile punctelor 152, 156, 157 din regulamentul privind constituirea și funcționarea Consiliului Municipal Chișinău aprobat prin decizia Consiliului Municipal Chișinău 2 fracții, 1 din 14.6.2016. La fel au fost încălcate prevederile articolului 19, alineatul 4 din legea privind administrația publică locală, articolul 10, alineatul 4 din legea privind statutul municipiului Chișinău, au fost încălcate prevederile articolului 8 din legea numărul 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional. La fel au fost adoptate aceste decizii în contradicție cu legile privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului, astfel ele sunt contrare prevederilor punctelor 8.1, 8.2 din normativul în construcții, NCM B0105-2019, sistematizarea și amenajarea localităților urbane și rurale, anexii 5 din normativul în construcții, NCM B0105-2019, punctelor 4.9, liter B, 9.1, 9.10, 3.20 din instrucțiunea privind conținutul, principiile metodologice de elaborare, avizare și aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului. Au fost încălcate prevederile articolul 14, 25, alineatul 1 din legea privind principiul urbanismului și amenajării teritoriului, anexa 1 din aceeași lege. Au fost încălcate și prevederile articolului 3, alineatul 4, articolul 62 din legea privirile actelor normative și cel mai grav, decizia cu privire la securizarea și dezvoltarea zonei centrului nucleului istoric a orașului Chișinău vine în contradicție totală cu capitolul 5.1 din regulamentul privind zonele protejate naturale și construite, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 1009 din 5.10.2000. Noi am pregătit cerere de chemare în judecată, pe care ulterior o vom depune, probabil. Sigur. Și în dependență de rezultatul care va fi primit de la oficiul Chișinău, al Cancelarii de Stat. Dar în paralel am pregătit și o propunere de modificare a legii privind administrația publică locală, propuneri privind modificarea și completarea codului administrativ în partea ce ține de dreptul consilierului local de a contesta atât la oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, cât și în instanța de judecată actele administrative cu caracter normativ. Cam. Nu
Mulțumesc, Igor. Ca să recapitulăm, ca să fie clar în câteva propoziții. Deci, aprobarea acestor două decizii, 2/26, 2/27, în primul rând, sunt împotriva interesului cetățeanului Republicii Moldova și vor crea numeroase probleme, cum ar fi lipsa de locuri în instituții de învățământ, în grădiniță și școli. Vor crea și vor mări ambuteiajele care sunt. Vor crea lipsa locurilor de parcare, vor supraaglomera transportul public și vor pune în pericol construcțiile istorice care au o valoare inestimabilă pentru noi, cetățenii municipiului Chișinău. Acest lucru l-am spus nu doar noi ca consilieri municipali, l-au spus și ONG-urile de domeniu și cel mai grav că consilierii nu au ascultat nici ceea ce a spus în raportul său Centrul Național Anticorupție, care s-a expus în nenumărate rânduri. Dacă eu mi-amintesc bine, vreo 30 de ori a fost repetat în cadrul raportului risc de corupție activă, risc de corupție pasivă, depășirea atribuțiilor de serviciu și așa mai departe. Deci este un document foarte, care aduce foarte mult negativ atât locuitorilor, cât și creează un precedent foarte periculos. Acțiunile care urmează să fie îndeplinite de noi, am spus, contestăm la Oficiul Teritorial al Cancelarii de Stat. În cazul în care nu va fi notificat documentul, vom merge în instanța de judecată, îndemnăm pe această cale și locuitorii municipiului Chișinău care se consideră lezați de drepturile lor să se alăture acțiunii noastre împreună, iar ulterior vom propune și niște modificări legislative, astfel încât să ușureze procesul de contestare de către consilierii municipali a unor acte care sunt vădit ilegale. Pe această cale eu vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre și dacă aveți întrebări, vă rog frumos să ne le puneți. În cazul în care deja planul urbanistic zonal a fost deja modificat, până când deja instanța de judecată decide asupra legalității acestui act, compania de construcție a putea, de exemplu, să vină în CNC deja să ceară aceste autorizații de construcție sau iau un investitor? Da, vă explic. Deci, haideți să clarificăm lucrurile pentru început. Da, acest plan urbanistic zonal a fost aprobat. În cererea noastră de chemare în judecată, noi am solicitat și suspendarea activității actului juridic. Altfel spus, dacă cererea noastră va fi admisă, respectiv, și dacă va fi admisă și cererea de asigurare, ceea ce înseamnă suspendarea acestui act juridic, asta înseamnă că ei nu vor putea depune actele pentru solicitarea certificatului de urbanism sau certificat pentru construcții, autorizație de construcții. Da? Asta este unul. Și doi, ei se adresează cu aceste solicitări către executiv, nu către Consiliul Municipal, deci cel mai probabil că noi nici nu îți cunoaștem momentul în care ei vor solicita aceste acte. Dar ținând cont că ei, compania de construcții, a fost cea care a solicitat elaborarea acestui PUZ, eu sunt sigur că ei de-abia ce așteaptă sau probabil că doar au văzut decizia elaborată și sunt sigur că poate undeva pe coridoarele primăriei deja stau în rând să depună solicitare pentru a obține acest certificat și această autorizație de construcție. Dar de obicei, cancelarea de stat, ce termen de ca să se expună? Dacă eu nu greșesc, 30 de zile, da, au 30 de zile și ei sunt în dreptul fie de a notifica, fie de a nu notifica acest lucru, pot să o facă și mai devreme. Noi așteptăm termenul legal și așteptăm să fim informați pe cale legală, pentru că, conform legislației în vigoare, secretarul Consiliului este obligat să ne anunțe dacă acest document este sau nu este notificat. În situația în care el nu este notificat, noi vom lua act de această opinie a cancelarii și, respectiv, vom contesta. Anume, acesta este și motivul din care noi ne propunem să facem anumite modificări la nivel legislativ, pentru că atât cancelarea de stat, cât și instanțele de judecată interpretează, sunt niște norme ambigue care le interpretează diferit. Și pe aceleași subiecte, de multe ori, avem poziții diferite, atât la nivelul cancelarii de stat, cât și la nivelul instanței de judecată. Pentru a înlătura aceste obiective, aceste interpretări diferite, vrem să aducem claritate pe această dimensiune și să avem o interpretare unică față de toate. În cazul planului urbanistic zonal în zona Cercului, care de asemenea a fost contestat în instanță de judecată, la ce etapă înseamnă această procedură?
Da, acest act a fost, noi am depus această cerere de chemare în judecată și tocmai aici vă spuneam că eu am făcut uz de faptul că nu suntem noi în drept să petiționăm sau să depunem această cerere de chemare în judecată, interpretând în eronat în viziunea noastră aceste prevederile legale și respectiv noi am contestat acest document. Dar totodată vom mai solicita și alte acte, vom solicita verificarea legalității unor acte juridice și așa mai departe. Adică sunt și acțiuni procedurale care noi preconizăm să le facem. Eu am să completez un pic ce a spus colegul domnul Grădinaru. Noi am contestat uzul, decizia privind aprobarea PUSCIR în septembrie anul trecut. Judecata, Curtea de Apel a emis hotărârea încheierea de respingere. Încheierea la sfârșit de februarie anul ăsta. Noi am fost informați la sfârșit de martie. Noi acum am depus contestare la Curtea Supremă. Deci Curtea de Apel nu s-a uitat pe faptul că s-a încălcat legislația când a fost aprobată acea decizie. Ei ne-au spus simplu, voi n-ați fost prejudiciați, voi nu trăiți acolo în zona aceea, la revedere. Deci pe tânșul nu interesează că să aprobă decizii cu încălcare legii. Ei se folosesc de o lacună legală din, cum îi spune, codul administrativ. Codul administrativ și cer de la noi să demonstrăm că noi am fost prejudiciați. Noi informăm, voi vedeți, s-a încălcat legislația, voi și glumiți, dar voi n-ați fost prejudiciați. Deci asta e un alt aspect la care noi trebuie să sesizăm Parlamentul, să modifice legislația codul administrativ. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă un cetățean vede că se face o ilegalitate, el trebuie să demonstreze prejudiciu. Bună legislație de noi. Mai mult ca atât, dar ca o completare la fel. Deci, noi, consilierii municipali, suntem cei care am fost votați de către locuitori din întregul municipiu Chișinău pentru a le reprezenta interesele lor. Și atunci, dacă eu sunt reprezentant inclusiv de oamenii care locuiesc în zona circului, care locuiesc inclusiv în nucleul istoric, care locuiesc inclusiv la Botanică. Întrebarea este de ce eu nu pot, ca reprezentant al lor, să depun cerere de chemare în judecat? Pentru că eu îi reprezint pe ei. De asta am și spus mai devreme, considerăm aceste lacune inoportune pentru statul de drept în Republica Moldova și vom solicita Parlamentului ca să facă modificări legislative în sensul în care să nu mai existe asemenea interpretări ca să putem reprezenta pe deplin cetățenii municipiului Chișinău. Domnule Tuflat, când ați spus declarația dumneavoastră, ați menționat că la baza hotărârii decizie cu releul de centrul istoric, asta interese materiale, că cineva vrea să facă prietul. La cine Și din câte cunosc, la moment, în executiv, la primărie, la direcția arhitectură, se află în elaborare peste 20 ceva de puzuri pe diferite raioane în Chișinău, diferite sectoare. Când m-am referit cine are de beneficiat de asta, sunt, în primul rând, companiile de construcție, o bună parte din care nu respectă niște normative în construcție. Numărul de etaje, numărul de locuri de parcare și alte chestii. Și îi comit încălcări. Sunt și companii care țin cont, sunt responsabili, dar multe nu țin cont de lucrul ăsta și evident că ei vin aici, în scopul de a obține careva profituri, ei vin aici în primărie, în CNC și încearcă să-și împingă careva interese. Să fie votat un anumit puz cu niște abateri, așa ca să le convine lor, scoate cât mai mulți bani din construcția aceea. Nu ținând cont de faptul că n-a să fie locuri de parcare, cu oamenii stăi în ambuteiaj, n-a să fie locuri în grădiniță și mai departe. Iată, ești beneficiar. Și vreau să vă mai întreb că săptămâna trecută, colega dumneavoastră, care v-a luat locul în Consiliul Municipal, doamna Olga Rojanski, a anunțat că își depune mandatul. În postarea pe care a avut-o pe Facebook, vorbea și despre anumite acte de corupție sau birocrație prin primărie. Ați, și prin ce merge inclusiv, ați discutat cu dumneaei ce s-a întâmplat acolo? De fapt, știți cum, colega mea, Olga, are capacități destul de bune și ea a decis că poate folosi timpul mult mai util decât să pierde vremea și să asculte toate declarațiile politice și multe chestii aberante care
se discută în Consiliul Municipal. Deci omul a decis că de ce să stau eu aici și să pierd vremea, dacă pot face lucruri mult mai utile. N-am reușit să ne vedem încă, cum aveam și eu și am grafic destul de încărcat. Evident, când vorbim de acte de corupție, noi le constatăm, vedem că se emit careva documente, se promovează anumite inițiative, dar tu n-ai instrumentariu să demonstrezi lucrul ăsta, adică trebuie să le vezi tot, să te ocupi strict de asta și până la urmă ajungi unde? La procuratură și la instanță de judecată, unde bine mersi cei care încalcă legislația și au profituri serioase și rezolvă întrebările. Deci, pentru moment, din păcate, nu prea ești motivat să lupți cu această corupție. Dar ca să rezolvăm problema fundamentală, să avem o administrație calitativă în municipiul Chișinău, în primul rând trebuie să pornim de la reorganizarea structurii primăriei, de la majorarea remunerării funcționarilor publici, pentru că dacă tu vrei să ai un om calificat, un specialist, nu poți să-l ții cu salarii de 5-6.000 de lei. Asta e bătaie de joc. Noi, practic, îi bun noi. Primăria îi impune pe oameni să se corupă, să ia mită ca să existe. Nu zic că și ei mașini, castele, sunt și din aștept, dar elementar să existe. Și, din păcate, eu nu văd interes din partea primarului general, pentru că asta e un lucru foarte important. Anul trecut, în februarie, eu personal și cu alți doi colegi ne-am implicat să elaborăm regulamentul Direcției Arhitectură. Este proiect, este nota informativă. Pe lângă elaborarea regulamentului, am constatat că trebuie de revizuit salariile, dacă vrei să aduci specialiști calificați, trebuie revizuită legislația, pentru că abordezi o problemă ca coadă. De ce apar construcții ilegale? Cine constată? Cum se eliberează documentele? Deci să iei de la A la Z tot procesul și să vezi. Să fie oameni instruiți, să fie remunerați, să aibă instrumente. Deci sunt și necesare modificările legislației. Și atât de pe 12 martie 2020, informația asta a fost prezentată la Direcția Arhitectură. Noi suntem în aprilie 2021. Unde este proiectul regulamentului și toate celelalte materiale? Pentru că propunerea mea și a colegilor către doamna Dogătaru a fost, haideți să elaborăm, să lămurim care sunt problemele, asta ține de primărie, asta ține de parlament, asta ține de guvern, invităm presa și opinia publică să o informăm, să lămurim la oameni ce avem de făcut, care sunt problemele, și mai departe, să trimitem nota informativă, proiecte de legi la parlament, la să le voteze. Și ori de câte ori va apărea problema cu vreo construcție ilegală, să știm că noi ne-am făcut tot ce a stat în puterile noastre ca administrație publică locală, întrebările adresate la Parlament. Lucrul ăsta nu s-a făcut. Întrebarea e de ce? Și întrebarea la Direcția Arhitectură și la Primarul General, care nu știu cum nu-i pasă de lucrul ăsta, că e haos. E bine că e haos, lor le convine lucrul ăsta. Domnule primar, ultima precizare, cererea de chemare de fapt a CMC-ului de aceste două proiecte va fi semnată de cine? De partea pasă? Noi nu neapărat venim ca și reprezentanța unor partide. În primul rând, noi venim ca locuitori ai municipiului Chișinău, care sunt afectați de aceste lucruri și vom semna aceste cereri de chemare în judecată. Spuneam, am făcut apel și către cetățeni și sperăm să fie cât mai activi, pentru că ei trebuie să conștientizeze că dacă se vor implica, există șanse mult mai mari ca să soluționăm aceste probleme. În lipsa implicării, avem ce avem. Pentru că oamenii, de obicei, abia după ce se construiesc aceste complexe locative, își dau seama de problemele care sunt și abia atunci începe a plânge când deja este târziu. De asta am preferat să atenționăm oamenii, să încercăm să ne unim eforturile ca să depunem aceste cereri de chemare în judecată. Spuneam, contestațiile la Cancelarea de Stat au fost semnate de către mine și de către Sergiu Tofilat, iar cererile de chemare în judecată vor fi de asemenea semnate de către noi nemijlocit și dacă vor mai fi doritori, îi așteptăm să semneze și ei pe acestea, fie împreună, fie pe cereri separate. Mulțumim, mulțumim, o zi frumoasă, Aneța! Mulțumim!